Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Bun regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți alături de noi aici la Radio Vocea Evangheliei București Mulțumim studioului Prodocens care ne găzduiește și ne ajută să și filmăm aceste emisiuni pentru dumneavoastră. Iată că suntem în aceste zile de sărbătoare. Am celebrat și anul acesta, din nou, sărbătoarea întrupării Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și astăzi am pregătit o temă care să ne readuc aminte de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, un Mântuitor promis un mântuitor primit și un mântuitor prețios. Așa am numit subiectul discuției de astăzi și pentru această tematică ne bucurăm să avem din nou împreună cu noi pe domnul Răzvan Neagu, vicepreședinte al Bisericii Creștini pe Evanghelie din România. Bun revenit în mijlocul nostru! Bine v-am regăsit și bucuros să discutăm împreună despre acest subiect extrem de interesant și de important. Da, un subiect foarte important, și de altfel, în ultimii ani, a ajuns să fie chiar și banalizat, și destul de diluat ca și sens, și conținut, și importanță. Și aș vrea să pornim dialogul nostru de astăzi, tocmai de la această provocare. Celebrarea Întrupării Mântuitorului ne ajută, de la an la an, să înțelegem mai bine misiunea Domnului nostru pe pământ pentru noi ar exista uh, o înțelegere mai bună a scopului pentru care El a venit. Pun întrebarea asta pentru că în contextul lumii noastre a secularizării și a tendințelor pe care le vedem la tot pasul, inclusiv scoaterea tot felul de denumiri creștine, inclusiv termenul de Christmas, uh, a fost înlocuit cu altceva, sărbători fericite și tot felul de termeni din aceștia mai generali, deoarece chipurile, sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului ar deranja pe cei care nu sunt creștini, astea sunt argumentele, nu toți celebrează nașterea Mântuitorului, dar pentru noi creștini evanghelici care credem că Mântuitorul s-a întrupat, și întruparea sa a fost esențială în actul mântuirii noastre. Credeți că de la an la an, celebrarea acestei sărbători ne-ar ajuta să înțelegem mai mult și mai bine rolul, importanța venirii Domnului pe acest pământ? Vedeți, frate Daniel, este foarte important și pentru noi modul în care ne apropiem de această sărbătoare. Pentru că este ușor să privești puțin peste gard și să pierzi din vedere lucrurile care ar trebui să conteze pentru tine. Cred din toată inima că este important să sărbătorim această sărbătoare într-un mod corect, într-un mod în care, cu adevărat, imaginea Mântuitorului Iisus Hristos să fie una proeminentă, o imagine pe care toți să o vadă. Acum, dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce spuneați puțin mai devreme, este interesant că cele mai multe abordări cu privire la acest deranj legat de sărbători, cele mai multe abordări au în vedere sărbătorile creștine și nu alte sărbători. Nu e o problemă să vorbești despre Ramadan, despre Hanuca, despre eu știu ce alte sărbători, dar sărbătorile creștine deranjează. Și atunci, pentru noi este foarte important să știm cum să aducem această sărbătoare în centrul închinării noastre, păstrând în mintea noastră vie această amintire a faptului că Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în lume pentru ca noi oamenii să putem să primim mântuirea. Pentru ca noi oamenii să putem să fim răscumpărați. Așa cum ne spune Scriptura, în afara Domnului Isus Hristos nu există mântuire. Și atunci, centralitatea Domnului Isus Hristos și în cadrul acestei sărbători trebuie să fie păstrată. Și închinarea pe care o aducem trebuie să fie una corectă, coerentă și care să aducă în atenție această imagine a Domnului Isus Hristos. Domnule Răzvan, am fost foarte atent așa la modul în care ați punctat centralitatea persoanei Mântuitorului Iisus Hristos și importanța sa și importanța venirii sale pe acest pământ și pentru a scoate un pic în evidență importanța asta, aș vrea un pic să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să uh, atingem prima uh, parte din titlul emisiunii noastre și anume uh, venirea lui Hristos a fost o venire promisă și chiar profețită de către Dumnezeu și asta cu sute și mii de ani înainte deci nu a fost un accident, o întâmplare, n-a fost ceva surprinzător, ci Dumnezeu și-a pregătit poporul său pentru un astfel de eveniment. Cum ar trebui noi să ne raportăm la uh, acest uh, lucru uitându-ne retrospectiv? Noi uităm cu mai bine de 2000 de ani în urmă la ceea ce s-a împlinit deja, dar ei se uitau la ceva în viitor care urma să se împlinească prin venirea lui Mesia. Această promisiune pe care Dumnezeu o face are la bază. Un alt fapt care s-a întâmplat: căderea omului și pierderea legăturii părtășiei cu Dumnezeu și căderea în această moarte spirituală a omului. Din momentul acela, dacă omul ar fi rămas în această stare, ar fi fost uh, o situație deplorabilă. Și atunci, Dumnezeu are în vedere să așeze înaintea noastră, dacă vrem să fim atenți, această, acest mesaj al speranței că va veni cineva care va aduce eliberare. Este interesant că niște erudiți evrei mesianici discutând despre acest verset Geneza 3 cu 15, ei spun că mai există o parte din această profeție care trebuie să se împlinească și anume că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și aceasta se va întâmpla la victoria finală. La cruce, șarpele a zdrobit călcâiul, dar urmează să vină victoria finală. Dumnezeu a promis aceste lucruri. A așezat înaintea noastră ca o ancoră, ca... O situație la care să facem referire și pe care să o avem în atenție. De asemenea, dacă este să ne uităm la profețiile pe care le face Isaia, într-o vreme interesantă, într-o vreme în care se trece de la o situație de asuprire la o situație de oarecare libertate, și în mijlocul acelor situații, Dumnezeu promite acest Mântuitor care va veni și care va aduce poporului eliberare, îl va scoate din această stare de întuneric, un întuneric spiritual, cum înțelegem noi. Dar pentru evrei, chiar și în vremea în care a trăit Domnul Isus Hristos pe pământ, de multe ori când el le vorbește despre aceste realități spirituale, ei încearcă să găsească un corespondent în viața pe care o trăiau de zi cu zi și pierdeau semnificația lucrurilor pe care le spunea Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus, Mesia, trimisul special al Lui Dumnezeu, a fost anunțat dinainte. Și aceasta pentru cei care au venit după aceea a însemnat un punct de mare importanță. Ne-am bucurat sărbătorindu pe El zilele acestea. Și ne bucurăm să știm că am avut parte de o așa promisiune frumoasă. Da, slavă Domnului pentru darul, așa cum spune cuvântul nespus de Marea Lui Dumnezeu în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel mai prețios dar făcut de divinitate umanității, nouă oamenilor. Totuși un dar care n-a fost primit pe măsura, a zice eu, așteptărilor sau ar fi trebuit să fie primit, dacă ar fi să folosesc în termenii de astăzi, la câtă publicitate cu ghilimele de rigoare a făcut Dumnezeu în profeții și prin cărțile profetice și prin mesajele pe care Dumnezeu le-a transmis prin slujitorii săi, Mântuitorul Iisus Hristos nu s-a bucurat în vremea lui de o primire călduroasă, de o acceptare pe măsură, care să fi fost cauza pentru că, totuși, spuneați, a venit cu un mesaj clar, a venit cu o misiune, a venit cu un scop uh, stabilit și uh, pregătit de către Dumnezeu, Tatăl. Vedeți, noi vorbim despre aceste lucruri după ce s-au întâmplat. Și avem întreaga imagine înaintea noastră, și ne este atât de ușor să vorbim despre împlinirea acestor profeții. Dar de multe ori, și mă gândesc la această situație a apariției Domnului Isus Hristos în vremea aceea, întrupării Lui, de multe ori, cadrul hermeneutic pe care uh, învățații evrei l-au adoptat i-a făcut să nu observe ceea ce urma să se întâmple. Știau foarte bine unde urma să se nască. Când Dregătorul Irod, regele din Israel, i-a întrebat și i-a chestionat cu privire la venirea lui Mesia, cărturarii, preoții au știut să-i spună în Betleemul din Iudeea: Uite ce spune în Cartea lui Mică. Și știau, au știut să citeze acele lucruri. Dar, ei nu s-au gândit, mă gândesc eu la momentul acesta, nu, e o presupunere, dar ei nu s-au gândit că tocmai în timpul vieților se vor împlini acele lucruri. De atâta timp vorbeau despre venirea lui Mesia, de atâta timp veniseră alții care spuseseră că eu sunt Mesia și când apare tiparul după care el apare, nu se potrivește cu cadrul hermeneutic în care ei îl așezaseră. Și asta că ei îi împiedică să vadă ceea ce s-a întâmplat. A fost un Mesia care a fost promis. Citind toate aceste relatări ale întrupării. Și înțelegem că de multe ori oamenii nu au făcut ceva premeditat împotriva Domnului Isus Hristos. Da? Atât de mult se vorbește despre faptul că proprietarul Hanului, nu i-a primit. Dar el n-a știut pe cine are la ușă. El și-a văzut casa plină, businessul lui depindea de tot fluxul de oameni care trebuie să fie acolo, și atunci a considerat că nu este potrivit să mai primească și pe altcineva. N-a fost ceva premeditat. Dar toate aceste situații l-au așezat pe Domnul Isus Hristos în acest loc în care el se naște. Și care, din perspectiva noastră a oamenilor, este nedemn pentru un rege. Dar nu și din perspectiva lui Dumnezeu. Da, spuneați că e foarte ușor să ne uităm la ce s-a întâmplat în urmă. Și poate cu un ochi așa critic și acuzator. Însă, dacă ar fi să ne uităm în zilele noastre și trebuie să facem așa, și o analiză a prezentului. Cum credeți că ne raportăm noi, generația de astăzi, la Mântuitorul Iisus Hristos, la prima sa venire, pentru că noi așteptăm creștinii să se întoarcă, să revină Mântuitorul Iisus Hristos pentru biserica sa, dar cum ne raportăm la importanța primei sale veniri, la misiunea sa salvatoare, răscumpărătoare pentru noi, cum primim mesajul Evangheliei sale, noi creștinii din secolul 21. Și aici ne includem pe toți, atât cei care, eu știu, suntem mai apropiați de biserică, suntem practicanți și cei care doar la nivel declarativ spun sunt creștini. Cum percepeți dumneavoastră raportarea aceasta la Mântuitorul Iisus Hristos în zilele noastre? Vedeți, aceasta nu este o întrebare ușoară. Aparent, pare că e ușor. Și amândoi cunoaștem, pentru că fiind slujitori cuvântului, nu odată noi am spus-o, să am auzit pe alții spunând cum nu știu ceilalți să sărbătorească, cum ei se dedau doar la lucruri care țin de pântece și de alte lucruri care nu au legătură cu sărbătoarea. Dar Adevărul este, cât de mult cei din jurul nostru ne-au văzut pe noi sărbătorind? Cât de mult am fost noi dispuși să ne facem vulnerabili, ieșind din siguranța clădirilor noastre și să îl sărbătorim pe cel întrupat? Între noi ne bucurăm, avem această părtășie în timpul sărbătorii, Aducem această închinare în care Domnul Iisus Hristos este înălțat pentru că a venit tocmai în folosul nostru. A venit ca să ne aducă mântuirea. A venit ca să ne răscumpere. Și ne bucurăm de toate aceste lucruri. Dar în ce fel? Această modalitate de al sărbătorii este cunoscută de ceilalți. Sunt oameni care prin Harul Lui Dumnezeu vin, văd, și se bucură. Și chiar constată, e frumos ce faceți voi. Dar de câte ori noi suntem dispuși să ieșim din zona unde noi ne simțim confortabili și să mergem în zona unde se simt ei confortabil. Ne este mai ușor să-i chemăm la noi, ne este mai greu să mergem la ei. Această sărbătoare a întrupării, tocmai despre aceasta vorbește. Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu, El vine în lumea noastră, acolo unde suntem noi, și ne pregătește ceea ce, pentru ceea ce urmează să vină. Noi trebuie să știm cum să sărbătorim și cum să facem public lucrul acesta astfel încât oamenii să vadă. Este ușor să-i condamn pe oameni, este mai greu să-i ajuți să înțeleagă valoarea acestei sărbători. Da, El este Emanuel, Dumnezeu cu noi, sau Dumnezeu care permanență cu omul, care ne însoțește, ne poartă, ne, ne călăuzește. Și ne-am uitat așa la Mântuitorul Iisus Hristos, Mesia cel promis, cel primit, care a și venit în lumea noastră, s-a întrupat, și-aș vrea un pic să abordăm și partea aceasta Mântuitorul cel Prețios. De ce este Mântuitorul nostru Iisus Hristos prețios uh, pentru noi și uh, uitându-ne vorbeați despre căderea omului în păcat, despre modul în care păcatul a afectat natura umană și creația lui Dumnezeu a fost afectată de, de păcat, virusată uh, și a trebuit să vină o soluție din partea divinității și proto acea promisiune din Geneza 3 cu 15 la care ați făcut trimitere, asta arăta în viitor că va fi o victorie finală, va fi o biruință și că nu diavolul sau șarpele sau cel rău are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu. Aș vrea un pic să ajutați și ascultătorii noștri să înțeleagă prin ce este prețios acest dar mântuitorul Fiului Dumnezeu. Atunci când Scriptura vorbește despre valoarea mântuitorului, arată că nimic, dar absolut nimic, nu poate să fie pus alături de ceea ce El este și de ceea ce El a făcut. Când Apostolul Pavel vorbește despre Biserică, el arată că toate lucrurile din biserică se țin prin el. Vorbește despre faptul că Domnul Isus Hristos este cel din Tăi Născut. El este primul, este unic. Și, în același timp, când vorbește despre prețul care trebuia să fie plătit pentru răscumpărarea noastră, Apostolul Petru vorbește despre. Faptul că noi nu cu aur sau argint am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire, ci cu sângele Domnului Isus Hristos, fără ca El să vină și să se întrupeze, nu ar fi fost posibilă salvarea noastră. În cartea psalmilor vorbește despre această răscumpărare și că ea este atât de scumpă încât nu poate să fie plătită de nimeni. Nici unul pentru altul nu poate să o plătească. Și atunci, de aceea este atât de prețioasă, pentru că ea nu poate să fie înlocuită cu nimic. Alături de ea nu poate să fie pus nimic asemenea. Dacă ar fi fost posibil un alt lucru prin care noi să fim mântuiți, cu siguranță el n-ar fi venit să se întrupeze și să moară. Dar nu se poate altfel. Este un unicat, dacă vreți să spunem așa. Și din acest motiv. Întruparea Lui este un moment prețios pe care noi trebuie să îl tratăm la adevăratul Lui valoare. Dumnezeu să ne ajute, într-adevăr, să respectăm, să cinstim, să acordăm importanță întrupării Mântuitorului Iisus Hristos și persoanei Fiului Dumnezeu. Și tocmai aici aș vrea să mai zăbovim la modul în care ar trebui să celebrăm noi această uh, sărbătoare a întrupării Mântuitorului. În ultimii ani sau zeci de ani uh, sărbătoarea a căpătat așa o notă comercială, uh, multe luminițe, multe uh, lucruri care n-au de a face cu sărbătoritul nostru uh, și e mult marketing aici. Uh, am fost așa și noi uh, uh, prinși în uh, euforia și frenezia aceasta a magiei, zic a sărbătorii, dar pentru creștinii și urmașii Mântuitorului Iisus Hristos, cred că e un mod de a sărbători diferit. Și făceați un pic discuție și trimitere la faptul că noi ar trebui să arătăm altora că altfel sărbătorim sau că ne bucurăm altfel în timpul acestor zile de sărbătoare. Când privim la tot ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în jurul acestei sărbători, nu putem să nu uh, fim și noi de acord cu uh, ceea ce se întâmplă. Nu putem să fim ipocriți și să spunem că nouă nu ne plac aranjamentele. Și e interesant cum lumina produce bucurie. Nu te bucuri de întuneric. Dar de fiecare dată când apare un aranjament luminos, acolo este un moment de bucurie. Și lucrul acesta, și la un nivel mic, ar trebui să ne conducă cu mintea, cu inima, cu sufletul, către adevărata lumină pe care a adus-o Domnul Isus Hristos. El a venit să ne lumineze în întunericul spiritual în care. Noi trăiam fiecare dintre noi. Nu este greșit să ne pregătim de sărbătoare, dar lucrul pe care nu trebuie să uităm este ca în mod intenționat pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, să-l păstrăm în centrul sărbătorii noastre. Când îngerii au venit în locul acela în care avea să se nască. Mesia, ei au strigat, au exclamat cu toată bucuria. Slavului Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Trebuie să avem această stare de armonie cu Dumnezeu, această stare de pace cu Dumnezeu, această stare de armonie unii cu ceilalți. Eu nu pot să sărbătoresc și să fiu într-un raport de adversitate cu cineva. Am pierdut din Spiritul sărbătorii am pierdut din însemnătatea sărbătorii, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit ca să aducă pace și noi trebuie să sărbătorim aceste lucruri în această atitudine de pace, în această atitudine de bucurie, o bucurie care nu vine din ceea ce avem, o bucurie care vine din ceea ce este în inima noastră, nu din lucrurile pe care le deținem și de, pentru care ne-am cheltuit și ne-am străduit ca să le avem, ce vine din relația pe care o avem cu Dumnezeu și în această bucurie că în întunericul lumii noastre a răsărit această lumină, care este mesia Fiului Dumnezeu. Îl bine pe Domnul pentru lumina aceasta care a venit din cer în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. O lumină deosebită, e lumina lumii, lumina care întrece orice lumină și orice. Uh, sistem de lumini din zile noastre. Vorbind în, la modul spiritual, el a venit să împrăștie întunericul acesta spiritual și se împlinește prin venirea sa acea profeție din Isaia, totuși întunericul nu va mai domni veșnic. Suntem pe final de emisiune, domnule Răzvan Neagu, și aș vrea, așa, pentru ascultătorii noștri, dacă aveți un gând de final, o concluzie, un cuvânt din scriptură care să fie pentru suflet, pentru zilele acestea de sărbătoare. De ceva timp, 2-3 ani, poate, este un lucru la care mă gândesc și pe care l-am menționat și puțin mai devreme, și anume aceea situație în care irod îi întreabă pe preoți și pe cărturari unde se va naște. Mesia. Acei magi care au venit și au spus lui de moștenitorul la tron unde urmează să se nască. Și lucru care pentru mine a fost tulburător este precizia cu care ei au știut unde urmează să se nască. Au știut cuvântul. Au știut profeția. Au știut să-i spună exact. Și cu toate acestea, ei n-au putut să vadă ce se întâmplă în timpul vieții lor. Ceea ce îmi doresc pentru noi este ca păstrând în mintea și în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, acest, în acest cadru hermeneutic pe care noi, fiecare dintre noi, l-am format, să nu cumva tradiția noastră, obișnuința noastră, modul nostru de a vedea lucrurile, să ne facă să nu vedem ceea ce se întâmplă în timpul vieții noastre. E ușor să-i judeci pe alții că n-au văzut, dar ar fi cu adevărat cubos ca în timpul vieții noastre să se întâmple niște lucruri și noi să nu știm că s-au întâmplat. Da, într-adevăr, cineva spunea. Tot pe fondul acesta și pe tematica asta, creștinii ar trebui să aibă un ochi în cuvântul lui Dumnezeu, în scriptură și unul în ziar sau la știri. Pagă băie că avem mai mult ochi îndreptați spre știrile acestea care ne uh, bulversează și mai puțin înspre cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să fie un echilibru, să vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu și asta ne va duce pace, liniște, aceea pe care Mântuitorul o poate da în mod deplin. plin. Domnule Răzvaneagu, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Vă dorim sărbători binecuvântate, mult har și binecuvântare în slujire, în lucrare și apreciem faptul că v-ați făcut timp, ați fost cu noi și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc de invitație, aceleași gânduri frumoase către dumneavoastră, către ascultători, către cei care vor privi și fiecare lucru pe care le-am spus să aducă un aport de mic, cu folos etern în viețile oamenilor. Amin. Doamne ajută. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul Răzvan Neagu, vicepreședinte al Bisericii Creștini pe Evanghelie din România. Împreună am discutat despre importanța venirii Mântuitorului Iisus Hristos, un Mântuitor promis, primit și prețios în același timp. Să ne bucurăm de venirea sa în zilele acestea și nu doar în zilele acestea de sărbătoare, să nu-L uităm pe sărbătorit și să ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu care a fost arătat pentru toți oamenii prin venirea Mântuitorului, întruparea Lui în lumea noastră. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători binecuvântate și mult binecuvântare în tot ceea ce faceți.